Yeah! Andrei Ștefănescu și Liviu Mârciu. Aici. Eu vreau să vă întreb ceva. Eu știu că era o bucătărie aici. Unde e? E în oglindă studio, e alt studio. Noi de-aia am venit. E în oglindă? E în oglindă. Aici nu fac ăia mici amărâți de nu mai fac ăștia cum ei. Nici, nici bere. N-aveți bucătărie. Da, aici fac, da. Să mergem dacă nu au bucătărie. A, uite, stai, băiatul ăla care face Insta story. Ce faceți? Ah, bună dimineața. Dați un pic un cadru pe rochi. A avut meci aseară. Mi s-a ridicat. Nu, arăți foarte bine. Bună fete astea de ați câștigat Asia Express. Salut, ce faci? Salut. Vino și tu. Vino și tu. Da și tu. Salut, ce faci, mă? Salut. Vezi, am câștigat, ce bine că am câștigat. Băiatul care trăiește tinerețea a doua oară. Hai să ne cupăm așa cu toții. Cine n-a câștigat? Ei sunt cei care nu au câștigat. Suntem de bucurie că ne revedem. Noi am câștigat, dar după. Prima întrebare. Și de când pregătesc întrebarea asta pentru voi și de când mi-am dorit, stai aici. Vezi că ăla se rupe, se rupe. Nu te cu taburetele astea de oaie. Se ia scamă pe pantaloni. Cum a fost în Asia Express, în finală, băieți? Cum a fost să pierdeți Asia Express, băieți? Se rupe, urât, urât. Lângă mine. Nu știu ce final ați văzut voi, dar noi am câștigat. Da. Nu știu ce s-a dat la televizor. Nu știu ce s-a dat la televizor. Și acum așteptăm premiul. Că n-a venit premiul, asta e parte doua. Dar noi, de fapt, am câștigat în ochii telespectatorilor și în ochii mamei mele. Și în ochii, deci să nu se rupă cumva aia cu tine, te rog. În ochii mamei ei, dacă se rupe cumva, nu e o problemă, dar cu tine, dacă se rupe, să fie nasol. Okay. Vrei să spun un secret? Nici în ochii mamei mele n-am câștigat. Și mama s-a uitat ciudat. Cum bă n-ai putut să... Ne-a iubit mama ta? Da, da, foarte mult. Stai mama un pic, ta ne-a iubit? Stai. De fapt și mamele voastre. Nu, numai mama, cred că și tata un pic față. Ce întrebare asta e? Asta era, cum a fost să pierdeți Asia Express? Vezi cum senzație. Te poți cu ea că azi prezintă. Eu nu mă bag. E foarte tare să pierzi, e senzațional. Să știi că e foarte tare pentru să pierzi. Pentru cei ce n-au făcut. N-au pierdut! N-au pierdut! Pentru cei care sunt curioși, vă dorim și dumneavoastră să pierdeți. E foarte tare, ce senzație minunată. Hai mai aproape să ne strângem să facem. Mai din cauza lui. Asta e ideea. Că din cauza lui am pierdut. Că eu eram primul acolo. Numai că ce să zic. Avem niște imagini de acolo. Da, dacă aveam o grenadă în imaginile astea. O grenadă dacă aveam. Mi-a trebuit o mitralieră aici. Pe bune că aveam niște clienți mulți. Aici le-a spus că au câștigat. Aici au câștigat. Ce mai dezgropăm acum niște imagini care au fost date la televizor? Ce faceți, mă? Puneți-mă altceva. Voi ați câștigat în inimi. Și ea plângea, mă. Nu e frumos să dați imaginile astea cum. Băi, gata, mă, hai să nu mai dezgropăm niște lucruri. Superă, băi, nu. Ce să? Asta e un pic, a fost cu bani premiu? Da. Oricum, ce? Foarte urât, foarte urât. Bani câștigat, da. Nu! Cum nu? Nu! Bă, noi ne ridicăm și plecăm. Noi ne-ați adus aici să râdeți de noi. Ia stați, mă, așa. Stați așa. Și ele și plâng, sunt supărate. Luați-le imagine că au apucat. N-ați trezit de dimineață. Bun. Una la mână. Am venit. Pentru asta bă, sunt venit. Eu supărată. Am venit. Mi-am dat imagini cu Asia Express, cu premiul ăla de nu a venit pe la mine niciodată. Rău n-arăți. Da, Mărin plânge că nu i-am dat banii și că vrea banii. Iar! Tu n-auzi că n-am câștigat Asia Express? Că câștigam să dădeam banii. Liniștește-te, mai am un pic la el. Cât mai am? Și-a spart geamurile de nervi. Zi o sumă, zi o sumă cât nu pot să zic suma, dar mai am. E confidențial. Are de primit. Aia, că se roagă de bucună. Are de dat, nu de luat, asta e important. Și acum să l-ai invitat pe ăsta în emisiune. Nu, tate, te ascultă-mă pe mine. Dacă tu mai ai pe mine invitat și tu te descurci cu un nebun în platou, asta înseamnă că o să ai o carieră genială în televizor. Andrei, vrei să... Dacă vă descurcați cu noi, dacă nu vă descurcați cu noi, înseamnă că nu o să aveți nicio carieră. Zi-mi și vârsta. Nicio carieră nu o să avem. Într-o asta de... Zi-mi vârsta. Vârsta, că vreau să te fac celebru pe Instagram. Acum am 18. Am 24 de ani. Vă invit la cei 24 de ani să-l urmăriți pe domnul Liviu Vârciu pe Instagram. De câteva săptămâni are câteva... Postează în continuu. Postează niște Insta story. Am învățat să facă Insta story. Sacoul pe tine. Nu, am învățat să pună filtre, am învățat să facă de toate. Am nu, fiimea m-a învățat. Chiar ieri mi-a arătat că eu făceam... ciudat are. Deci ca și cum aș vrut să merg la băneasa de la Romexpo și am luat-o pe la Unirii. Da, vreau să te întreb, de ce te-ai pus în fața mea?
Am fost tot timpul în fața ta. Instagramul vostru. Bă, chiar așa rău a fost, nu? A fost de la noi. Doamne, băi, știi ce? Am spus tot timpul. Cât ai slăbit? Am slăbit intelectual, că dacă am slăbit, nu mai mă duceam. Eu am mai slăbit cu rău, Gaică. Ideea e că la televizor fetele cunosc treaba asta, nici n-au vrut să se împrietenească cu noi, că n-am mai vrut. Wow, competitive, mă! La televizor s-a dat 2% și mor pe treaba asta, că toată lumea, și am spus-o și la Dan, toată lumea spune, domnule, chiar era pe bune, era fake, era... Băi, 1% din tot ce s-a întâmplat acolo a fost 1%. Bine, și cam asta a fost discuția despre asta. Am trăit greu, Gogu. Andreiuță, da. Cum a fost în vacanță? Unde ai fost? Hai să vă spun cum e în vacanță. Ai fost în vacanță? Când te duci în vacanță cu copilul, a, da. E ca și când n-ai avea. Da. Deci a fost foarte drăguț, că am schimbat loc. Ai pârlit un pic. Da, m-am pârlit, că trebuia să stau după ăla mic. Și când dau seama, alergam prin soare pe acolo, pa. Dar e bine că ai alergat după el în alt peisaj, asta e foarte important. Eu știu, am doi. Chiar vreau să vă întreb, am fost în vacanță? Nu știm. Nu știu, dar dacă aveți ceva imagini din vacanță să-mi arătați și mie pe unde am fost. Ai după copil când face 1, când face 2? Nu când face 1, când face 2, când doia razna așa și nu se mai oprește. Și se duce, calcă pe ceea ce a fule oamenilor, ia de acolo tot ce au oamenii. În rest a fost ok. Știi că ea din caracterul părinților, să știi, adică... Măsa e, măsa întregi. Eu știu pe măsa că e de la Deva, de la mine, deci clar e bine. E de fapt cu tătii cu seamă. Nu, are ochii lui măsa, are, că știți vorba aia. Gura măsii, ochii măsii. Are tot de la măsa. De ce nu le-ai pus în lesă, mă? N-am găsit așa ceva, așa lung n-am găsit, Gogule, că umblă... Aveai de cum zici, sunt alea pe buton? Zice Liviu, are experiență. Trebuia să-i pun un wireless, trebuia să pun unul de la GPS, ce trebuia ca să mă duc. Era aia, cocurent la gătrează. Ce v-ați gândit? Cum? De ce l-ați luat din start? Adică... Noi ne-am gândit că facem o să fie o vacanță frumoasă, da. Ceea ce a și fost. Cât are el acum? Un an jumate. Eu mă gândesc, e vârsta aia la care abia luat-o din loc. Când vrei să vorbești, ridici două mânuțe. Așa că vacanța mea a fost drăguță. Dar da. La prezentatoarea să spună ceva. Spune-mi. Eu mă gândesc când o să vină Fitu și o să bată la ușă la domnul Vârciu, să o ia pe fata. Uite așa, o să plece Fisul, uite așa cu niște ochi, o să plece Fisul. Cum i-am eu acum eu așa? Eu l-am învățat să nu vină pe ușă niciodată. Are un gard, are un gard frumos, vedeu. Sari, te duci tăticule pe partea aia, știu eu cum să să știi. Să vine să dea de mâncare la câini dacă o vrea să nu știe. Înghete, nu o să știe nimic. Domnul Vârciu o să fie cu mâini pe piept când o să vină la micu să bată la ușă, că n-a peste 18 ani, nu știi dacă mai. Corect, care ce vrei să zici, măi? Nu te mânte, cureți repede după cum arăți. Fii atent! Hai, măi, ziutul nostru! 38? 38, 78? Cât mai vreau? 56. Nu, la 56 plec eu. Unde pleci? Pleci unde? Dacă în Germania. Am zis, vând tot. Unde pleacă ăsta? Ai vrea să iei niște training-uri mai ieftin din Germania. Auzi, ai mai cântat? Asta voiam să zic, că ei au piesă. Știm noi în Vietnam niște shop-uri. De unde să cumperi chestii? Gata, stați că s-a ridicat prezentatoarea, stați așa. Nu eram picioare? Spune-ne, Ana. Nu, mai bine să ne-ai picioare ca așa. Când lansați melodia aia drăguță? Tu e pe toată lumea șteaptă cu muzica, dar n-a scos nimeni nimic, dar tu vrei să cânti. Nu, ei chiar au o piesă foarte mișto. Ei ne-au povestit nouă în Asia că vor să scoată piesă împreună. E o piesă foarte mișto împreună, dar tot te evită. Avem evită, o piesă frumoasă împreună. Mesajul e ciudat acum dacă o scoatem împreună. O să zic că să suni un pic. Mesajul e, nu e chiar e inspirat din viața. Ce să zic? Am dat o e inspirat din viețile noastre. Dar nu, avem niște separat. Avem separat, prieteni, probabil. Dacă e asta inspirată din ea, vă dau eu altă piesă. Stați așa, că mai avem din Asia Express, să mai învârtim puțin cuțitura. Ana, că am auzit mă, lăsați-mă cu Asia Express. Singura circumstanță când Vârciu a mai avut succes cu muzica a fost acolo în Asia, că nu știa nimeni piesa. Hai să vă arăt. Hai să a avut un succes, real succes. Ce cânta Vârciu în Asia, priviți. Ia. Ochii tăi mi-amintesc cum nu te iubeam și cum ca doi copii în brațele sângeam. Mi-amintesc când îți gândeai că mă iubești, dar nu înțeleg acum de ce mă părăsești. Trăiesc înconjurat doar de oameni răi și tot ce te-amintesc acum sunt ochii tăi. Ai rupt la ciuciughe. Asta înseamnă piesă bună. Și seamănă la ochi. Se prinde așa la ochi. Ia dați un prim plan pe ochi. Cum cuvântul meu. Dimineața doar, dimineața. Eu nu-mi revin, nu-mi place dimineața.
înseamnă să cânti un șlagăr. Voi faceți hituri de astea, prind un an, doi și cam asta. Eu am făcut un șlagăr, eu cu colegii mei, că iar țipă ăla și toată lumea. De la George, toată lumea, că n-am fost singur la Ochitei, am fost toți. Așa. Să cânti în prima audiție în Asia și să bubuie. Ochitei, Ochitei. E altceva. Spune-te audiența. Băi, asta. Audiența, zi-mi acum, repede, că știi că nu-ți place dimineața, zi-mi ce lucruri ai pe noptieră. Acum, repede, gândește ce ai pe noptieră, dimineața. Am pistolul, am un cuțit. Nu cred. Bă, nu e adevărat, am fost noi la el acasă și n-are. Ce mă ție? N-ai fost în dormitor? Am normal, fost în toată casa, să vedem tot. Am fost, deci ne-a prezentat toată casa lui. Lasă-mă să vorbesc. Are niște baloane și le umplă pe cuvântul meu. Când ne-am întors deci din Asia, ne-a arătat toată casa, ne-a prezentat fiecare colțișor din casă. Fiecare, deci știm ce are pe acolo. Da. Nu era toată lui, jumate ea lui ne-a mărit deocamdată. Așa că noptiera aia de care spune el cu pistolul și mai departe este încă lui Neamărin. Și pistolul... Nu, no, e că nu am atât de mulți bani să-i dau. Bun, stai mă, dar reveniți, e frică să stai singur de aia pistol? Ce, stau în pădure, în Greenfield, ce să zic, ce sunt bane. Singur. Nu, sunt singur, e groaznic. De ce e singur? Asta mă întreb. Adevăr că e singur, au construit, și, au construit și aici de blocuri în jurul lui, dar e singur. Nu, pe partea pădurii... Liviuț, partea pădurii sunt când ne-i inviți la film la tine? Bă, dacă veniți în Porjar, facem un jar, facem un grătar. În Porjar să aibă ele, nu, eu nu vin dacă vin în Porjar. Auzi? Dar de ce tot ești singur? Dar de ce ești singur? Asta vreau să întreb și eu. Ia uite, zici că eu sunt prezentatoare aici, dar ia vorbiți mă voi. Dar ce mă, emisiune de Corazon Desperado? Eu nu-mi permit să spun întrebări. Eu te-aș fi întrebat asta și în spate acolo, dar am zis... Dar îl întreb eu că nu ne cunoaștem. Hei, hai că s-a băgat Sandra. Nu ne cunoaștem, azi nu-i treaba ta, ia vezi de treaba. Am fost curioasă. Nu e timpul pierdut. Nu e treaba voastră. E așa o chestie. Vezi că e Liviu Vârciu pe Instagram și mamă postează niște chestii de, da, de rupă. Și nu sunt singur, acum e fima, e fata mea. Am văzut. Se-a spart la shopping. Ne distrăm, da. Da, ce să zic. Două fete, am aia mică încă nu știe să zic că vreau. Asta mare știe, o las să-și facă viața. Uite, tot timpul zic, intră în magazin, tati, fă-ți viața. Petrece toată vara împreună? Da, o să stea o lună de zile la mine. Mergem și la mare acum, o să încercăm să și ne bronzăm un pic. Deci o lună și... fără petrecere acasă, să înțeleg. Ba, uite, fără la petrecere, fața lui, facem, ce crezi? Nu, că fiimea stă cu mine la petreceri, să vreau să merg cu ea la club, că vreau să o... Câți ani are? Mai ai tu vârsta de club, vreau să o introduc în club, așa, 17. Și merge cu bunica. Mamă, facă... mai ai un an! Mulțumesc, da. Să o facă cunoștință cu bodyguards, să o cunoască bodyguards, asta vreau, știi? Okay. Ea e, ca să știți, dacă vine pe aici. Păi și dacă vine, să zicem, vine o domnișoară la tine să danseze. Te duci să dansezi cu fiica ta de față? Dar normal, ce? Lasă asta, dacă vorbesc vine unul la ea, chiar să danseze cu ea. Dacă vine unul, exact. Problema. Dacă vine unul, să mai aștepte un an de zile și poate să danseze de la 18 ani, să facă ce vrea. Cum? Da, așa, bluz de ăla la distanță? Da. Numai de fapt, pistolul ăla pentru asta e, crede-te-mă, nu e exact. Pentru fata mea face lui. Ce vreau eu și mumă să până la 18 ani. După, care? După 18 ani poate să facă ce vrea ea. La televizor, vrăjeala asta, vezi, am mai auzit-o. Florin mai bine de mine, tata a fost plecat, nu știa ce fac. Practic, puteam să-mi fac viața. Ce zice că urmează? Și a fost cu minte, mă, ia. Stai că trebuie să urmeze ceva. Cred ce? Că ne cântam. Da. Vrei mă să cânt? Mai bine azi. Sincerena mai frumos, ai să te dacă nu pune din Asia, eu mai stau. Nu-i per vrute, Florin, invitați-mă mai bine, mai dau imagini din Asia. Stați să-l întreb pe Andrei cum se simte de când se trezește în fiecare weekend dimineața. Bă, dar prost au. Sincer? Hai, vine, zile. Ai misiune de la cât ai tu? De la 9? De la 9 la 1. De la 9 la 1? Dar, la cât te trezești? Mă trezesc la 7. Bun. Și, uite, săptămâna trecută, așa. Două săptămâni, am prezentat cu Liviu o nuntă. Hey. Wow, și a mai ieșit nunta? Și ne rugam de oamenii să ne dea drumul acasă. Mă rugam, mă rugam eu care nu aveam nimic. Și mă uitam la Andrei și am zis, bă, dar dacă eu mă rog de oamenii ăștia, haideți vă rog eu, două jumătate, noi vrem să ne trezim dimineața. Andrei, zi, bă, dar tu? Bă, dacă eu mă rog, care mă trezesc când vreau eu. 4 ore, 48 de ore, cam în weekend și că sunt cântările. Și da. Mi-e foarte greu. Bine, cântările. Hai, nu fi rău tăcios. Mă trezesc greu dimineața, de ce să te mint. Weekendurile sunt extrem de obosit. Dar acum o să plec la mare și o să am în fiecare zi. Deci o să fie. Da, Liviu, ție la Fructul Oprit a făcut program special. Încep după amiaza, seara, filmez doar da, de noapte. Eu contractele mele și nu glumesc, mi le negociez nu la bani, că da-i am datorii. Ci la timp. Ci la timp. Eu am spus, eu nu vreau niciun bani, eu vreau să mă chemați de la 12. Nu mai mă chemați de la 8, că nu am creierul încă nu ia moții. Când mă cheamă de la 12, știu eu că am făcut, că ele mișine vine pe la 4. Oricum intră. A, da? Da. Hai, oricum până la 12, oricum intra. Te chema la 8, oricum. Hai să ne facem și noi reclamă, să știți că doar pentru 300 de
Lei vechi, noi prezentăm nunți, botezuri, tot, întorțe, tot ce mai avem. Mai nou și divorțuri, că doar am trecut amândoi prin treaba asta și știm exact ce să spunem. Bă, da, mai nou și la cererea în căsătorie trebuie să fii tu. Bă, prea tare, bă, ce înseamnă? Ușor, ușor, mai sunt și eu aici. Un om. Un om inconștient. Un om inconștient. Cum poate să-l cheme pe Liviu? M-a rugat pe mine să îngenunchez alături de el în fața viitoarei lui. Ai cerut-o tu sau el? Și dacă doamna nu te cunoaște, domnule. A fost genial, pentru că doamna tot vorbea cât de mult mă iubește și cât de mult mă iubește. Bine, nu mă iubește. Așa, am înțeles. Cum ai fi iubit tu? Așa. Iubește ca o mătușă, așa. Ce, și tu? Zi, că trebuie să te iubești. Mă arăte că și tu. Nu știu, Florin, cred că și el avea. Și s-a pus în genunchi. Păi te-ai pus tu sau ea? M-am pus și eu lângă el. Ah, lângă el. Că eu am adus sinelul. El are și experiență. A, n-ai mai stat în genunchi de mult, nu? Și, băi, foarte ciudat a fost, groaznic pentru mine. A fost așa un moment emoționant. Frumos. Păi și a cerut-o amândoi? Nu, el a cerut-o și eu i-am spus. Dacă la cineva e în conștiință să mă cheme pe mine, să pună seama că te iubește prea mult, mamă, și te respectă prea mult. Și asta a fost și adevărul și respect pentru el. Dar omul iubește și n-a fost gelos. Dar pentru mine a fost genial, omul, și felicitări. Să aveți experiența casă de piatră.